Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Antiteze. Sunt Ilona Dănilă, suntem în 2018, tot aici, în Facebook. Suntem în 2018 și exact acum 100 de ani, în 1918, România noastră devenea o Românie întreagă. După secole în care ne-am bătut cu turcii, am construit mănăstiri, ne-am bătut iar cu turcii, după un război mondial în care, deși nu am avut atât de multe interese, am luptat pentru interesele altora, s-a tras linie și s-a vrut unire. De atunci au trecut 100 de ani. 100 de ani în care România a trecut prin al doilea război mondial, la finalul căruia nu a mai arătat atât de dodoloață. A trecut prin monarhie, ușor, ușor apare și comunismul, care, fie că vrem să recunoaștem sau nu, a fost o perioadă sumbră, o perioadă care nu a făcut decât să încetinească procesul de dezvoltare al țării. Revoluția avea să aducă o foarte mult dorită libertate. Avea să aducă democrație, nu-i așa? Au trecut 30 de ani de la Revoluție și încă nu prea știm ce să facem cu democrația. Vor mai trece încă 30 de ani până ne vom da seama cum se folosește și probabil peste încă 30 o vom și folosi. Trecând peste toate astea, pentru că nu vreau să spunem lucrurile negative, bine, nici nu ai cum să spui și să argumentezi toate lucrurile negative, pentru că sunt foarte, foarte multe. Trecând peste asta, România nu e o țară nașpa. România e o țară, cum ar spune generația mea, puțin mai savage. Cea mai mare biserică de lemn din lume se află în România, la Săpânța, și măsoară 78 de metri. Aici s-a tradus pentru prima dată în limba română Psaltirea și Evanghelia. Primul 10 curat din istoria Jocurilor Olimpice a fost luat de Nadia Comăneci, o româncă. În România s-a construit prima sondă petrolieră comercială din lume. Al doilea cel mai mare ghețar din Europa se află în România, în peștera Scărișoara, sub munții Bihorului. Casa Poporului este cea mai mare clădire din lume, după clădirea Pentagonului din America. Despre mănăstirea Voroneț se spune că este varianta românească a Capelei Sixtine. Ea românească a ajuns pe cele mai mari podiumuri din lume, sub nume ale unor case de modă uriașe. 40% dintre numărul urșilor bruni din Europa se află în munții Carpați, de pe teritoriul României. România se află pe locul 9 în lume ca producție de vin. Biserica Neagră din Brașov este pe locul 3 ca cea mai mare biserică în stil gotic din Europa. Stilul a fost inventat de Petrache Poenaru, un român. În Sibiu avem muzeul Astra, care este cel mai mare muzeu în aer liber din lume. Are peste 300 de case, de anexe, mor de vânt, mor de apă, prese hidraulice și multe altele. În România se găsesc cele mai mari resurse de aur și singurul muzeu de aur din Europa. În continuare, obiceiuri amuzante ale românilor de rând. În orice fel de mâncare românească se pune ceapă sau usturoi, uneori chiar ambele. Pe pereții românilor se văd covoare cu diferite teme și masa trebuie neapărat să fie acoperită de mușama. În fiecare bucătărie a oricărui român se află o veselă, care probabil a fost primită de cineva la o nuntă, o veselă de bună care este scoasă doar la ocazii speciale, poate nici atunci. La o nuntă românească trebuie musai să fie peste 500 de invitați, dintre care mi-i recunosc vreo 50. Românii prind foarte, foarte ușor o limbă străină. Așa se face că după 3 luni petrecute în afara României, cam uită să vorbească limba românească. Cum o se dice țări ca America, Anglia, Japonia, Canada, caută români ca forță de muncă? Din două motive. 1. Românii se mulțumesc cu puțin. 2. Au un intelect peste medie. Avem propria noastră modalitate de a sărbători dragostea de dragobete. Suntem singurii din Europa de Est care vorbesc o limbă romanică. Da, România este pe primul loc în topurile mondiale la violuri, naștere la adolescente, violență în școli, abandon, exportul de prostituate, dar
ce e foarte, foarte mișto la România este până la urmă simplitatea oamenilor de rând. Adică când mergi pe stradă la țară și te oprești o bătrână să-ți dea mere din toată dragostea ei, din tot sufletul ei, să-ți dea niște mere, așa, pe jumătate putrezite cum sunt merele alea, dar dacă ar avea mai mult, ți-ar da. Da, România are și părți pozitive și părți negative, dar de ce să nu fim optimiști? Până data viitoare, haide să fim optimiști, să zâmbim ca să nu ni se încrețească frunțile și să nu apară riduri și să ne gândim că mâine o să fie mai bine. O rubrică Vox Populi puțin mai specială, avem niște păreri de la niște oameni un pic mai maturi, niște păreri pline de emoție și pline de substrat. Haideți să vedem ce părere au dragii noștri botoșeneni. Cum vedeți România acum la 100 de ani, o cifră rotundă? O vedem ca pe un stat al națiunii române, clădit cu multe jertfe, cu eforturi ale elitelor intelectuale românești. Din păcate, are multe vulnerabilități. Și asta pe seama unor oameni din fruntea țării care nu știu dacă întotdeauna pulsează prin inima lor sânge de român. Cam asta. Ce credeți că ar trebui schimbat la România? Multe mentalități. În primul rând, și să ne privim națiunea noastră cu deschidere spre un viitor fericit. Credeți că în viitor va fi mai bine sau în același mod? Depinde de actualele generații, cum vor ști să călăuzească pașii pe drumul unui stat cu adevărat puternic, prosper, respectat. Sunt încă multe de spus. Din semnele pe care vi le dă generația mea, credeți că va putea schimba ceva? Sunteți o generație de aur, dar din păcate prea puțin cei care simt cu adevărat românește. Influențează enorm de rău internetul pentru mulți tineri, păcat. Cineva spunea că internetul este mai periculos decât arma nucleară. Arma nucleară distruge o zonă, un oraș. Internetul distruge întreaga planetă. Ce pot să mai spun? Păcat. Dar speranța nu moare niciodată. Sunt foarte, foarte mulți români plecați în străinătate. Credeți că această cifră rotundă îi va face să se întoarcă în România sau măcar să se gândească? Cred că puțin se vor întoarce. Dacă lucrurile sunt așa cum sunt în România, stagnează de atâția ani de zile de după evenimentele din 89, parcă mergem din rău în mai rău. Și au plecat cu adevărat elitele. Materia cenușie pe care o folosesc statele străine, noi am pregătit, am cheltuit din bugetul țării, din buzunarele tuturor și păcat că străinii utilizează ceea ce am avut noi, poate, pentru cei mai buni, elementele cele mai bune. Păcat. Vă dau un exemplu. În Statele Unite, în deceniul primul deceniu al secolului nostru, au avut atâta amar de materii cenușii din afară, n-au cheltuit un cent pentru ei, dar au adus la bugetul Statelor Unite zeci de miliarde
dar pe spinarea românilor. Nu numai a românilor, că acolo au venit din toată lumea, evident. Dar n-au cheltuit un cent și au beneficiat, au profitat de cei ce au investit alte state și ei numai au beneficiat, au profitat. Cum vedeți anul centenar? Păi, anul centenar eu îl văd în primul rând un an al unirii în cuget și în simțiri a fiecărui cetățean al țării noastre, fiecare cu fiecare. Eu zic că o să fim mult mai buni, mult mai aplicați asupra pământului acestei țări, ne vom respecta valorile și vom încerca să nu plecăm una, două din această țară, să rămânem aici și să facem ceva durabil. Cum vedeți România la această cifră rotundă? Păi eu România la această cifră rotundă, îmi pare rău că trebuie să spun, o văd puțin fracturată. Ea nu e fracturată de poporul acesta muncitor, simplu, care se chinuie să îl facă frumos, să facă acest pământ frumos. Ați văzut la țară ce grădini frumoase să străduiesc oamenii să aibă și peste tot. Eu am un dinte pentru politicieni care produc o fracturare puternică a neamului românesc. Ce credeți că ar trebui schimbat ca România să fie din ce în ce mai înfloritoare? Păi, în primul rând, înflorirea vine dinspre om. Omul trebuie să aibă niște idei care să poată realiza înflorirea, eu știu, țării, înflorirea neamului românesc. Părerea mea rămâne că dacă oamenii noștri vor fi bogați, bogați atât sufletește, dar și material, și țara va fi înfloritoare. Care credeți că este principala cadență a României? Principala cadență în sensul de racordare la problemele actuale. Păi este foarte bine că suntem europeni și că suntem în Europa, suntem membri ai Uniunii Europene, suntem membri NATO, dar o cadență, cadența ar trebui totuși un pic, eu știu, rezolvat ritmul acestei cadențe, fiindcă nu e suficient numai atât. Care credeți că este partea bună, partea roz a României? Partea bună, deci prin bună înțelegeți același lucru cu roz? O Românie fericită, cu oameni prosperi. Da. Deci partea bună a României este că nu ne-au dispărut încă rădăcinile, folclorul încă trăiește, marii scriitori încă și-au locul în manuale. Când nu vor mai avea loc marii scriitori în manuale, să știți că atunci deci viziunea României va fi în declin puternic. A luat pulsul presei în ceea ce privește centenarul și are niște lucruri foarte interesante să ne spună. Haideți să o ascultăm! Bine v-am regăsit aici la Sinteze. La mulți ani, un an nou cât mai bun și cât mai multe reușite. Astăzi vreau să vorbim despre centenar. De data asta singură, dar cu aceleași materiale interesante. Anul centenarului românesc, unul cât de cât plin de evenimente,
într-o țară huiduită, dar și iubită de alții. Pot să zic iubită doar de 1 decembrie, pentru că atunci ne simțim mândri că suntem români. Asta e partea a doua. Căutam materiale, iar un titlu ce mi-a atras atenția e ăsta. Cât de dezbinați între români în anul centenarului Marii Uniri. Iar în gândul meu mi-am spus foarte dezbinați. Ne place foarte mult să spunem că România este o țară de toată bafta. Niciodată nu suntem mândri de ea, dar de 1 decembrie ce ne mândrim peste tot, tricolor, la poza de profil de pe Facebook. Și am găsit asta pe site-ul Ministerului Culturii și Dezvoltării Naționale. Să înțeleg că se așteaptă idei. Idei avem nevoie mereu, chiar și pentru țara asta. Iar ce mai am găsit eu pe internet? Tot pe internet erau comentarii de la adresa primarului Gabriela Firea, primarul Capitalei, dar și acțiuni care se vor face în viitor. Am găsit și logo 100 pentru România. Acest logo a fost ales prin cadrul unui concurs. A fost o competiție destul de mare. Ce cu centenarul până la urmă? Avem logo, avem acțiuni, dar puțină istorie în clasele primare. Majoritatea copiilor nu știu ce s-a întâmplat atunci, nu știu de ce sărbătorim asta, pentru că totul se petrece foarte superficial. Eu în 1-4 nu am primit nicio explicație la ceea ce a fost atunci, chiar deloc. S-a trecut așa cu vederea că a fost rău, a fost război, a fost. Mi s-au dat explicații, nu mi s-au dat, nu o să mi se dea. Până la urmă, centenarul de a fi tot de 1 decembrie, cum am spus, suntem uniți. Istorie pentru cei mici, ca să știm, nu se face. Dar plecăm în țări străine. Eu am fost Teona. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și de această dată. Sunt Ilona Danilă și ne revedem data viitoare tot aici, în Facebook. Oh.